Singurul jucător care a evoluat la Fotbal Club Zalău, dar și la prima reprezentativă de fotbal a României, Vasile Jul, a decis la finalul acestui sezon să pună ghetele în cui și să se retragă din activitatea sportivă ca și jucător. Sâmbătă, cu începere de la ora 19 pe stadionul municipal din Zalău, ar fi trebuit să aibă loc meciul de retragere din activitatea sportivă a fostului internațional. Potrivit conducerii clubului, având în vedere faptul că în 2013 se împlinesc 10 ani de la promovarea echipei FC Armătura Zalău în divizia B, partida de retragere urma să aibă loc între componenții fostei echipe Fotbal Club Armătura Zalău și cei ai echipei Fotbal Club Zalău, grupare în rândurile care ar fi trebuit să evolueze și câțiva invitați de al lui Vasile Jula, foști colegi de la echipele din primul eșalon pe la care a evoluat Universitatea Cluj, Gloria Bistrița sau CFR 1907 Cluj. Potrivit lui Paul Georgescu, directorul sportiv al grupării de la Poalele Meseșului, meciul a fost amânat, iar motivul principal al amânării jocului pare a fi starea proastă a gazonului, afectat de ploile torențiale care au căzut în ultimele zile. Dacă jocul de retragere fostul internațional a fost amânat, competiția Cupa FC Zalău, anunțată încă de la ultimul joc pe teren propriu al zălăuanilor, va avea totuși loc la finalul săptămânii la toate cele patru categorii de vârstă incluse în program. De asemenea, nici jocul de celebrare a 10 ani de la promovarea în Liga 2 nu a fost amânat, dar acesta se va disputa pe un teren de dimensiuni reduse sâmbătă de la ora 13 la baza sportivă Divino, situată în vecinătatea sălii sporturilor.